Decizia Curții Constituționale de a declara obligativitatea predării religiei în școli ca neconstituțională ar putea produce modificări în sistem. Conform planului cadru pe anul școlar în curs, religia este o materie obligatorie, iar profesorii au contracte de muncă pe o perioadă nedeterminată. Din punct de vedere metodologic și legal, noi la acest moment operăm tot pe planul cadru, unde disciplina religie apare în trunchiul comun ca disciplină obligatorie. Așteptăm din partea Ministerului schimbarea acestor planuri cadru pentru a putea face încadrarea pe această disciplină ca pe una opțională, cel puțin pentru anul școlar care începe în septembrie 2015. Până când nu se modifică aceste planuri cadru, eu nu pot să consider această disciplină ca fiind una opțională. Deocamdată, în școală se desfășoară câte o oră de religie pe săptămână. Elevii care nu doresc să participe la aceste cursuri au făcut o cerere în acest sens. Avem și elevi care, fiind de altă confesiune religioasă, au făcut cerere de retragere de la ora de religie și nu participă, nu este nicio problemă. Cu începere din septembrie 2015, în anul școlar viitor, religia va deveni probabil materie opțională, iar la cursuri vor participa doar elevii care vor exprima în scris dorința de a urma ora de religie. Funcție de numărul de cereri depuse, unele catedre ar putea funcționa cu jumătate de normă sau deloc. Ar putea ca contractul dumnealor să se transforme dintr-un contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-un contract de muncă pe perioadă determinată, dacă în școala în care dumnealor funcționează nu vor mai fi atât de mulți părinți sau elevi, dacă aceștia sunt majori, care să opteze pentru această disciplină și vor intra în restrângere. Restrângerea de data aceasta nu va mai fi obligativitatea mea să o rezolv, ci acolo respectivul cadru didactic va rămâne cu ore mai puține sau deloc. După toate probabilitățile, religia va continua să fie predată în școli ca materie opțională. Nici înainte de decizia Curții Constituționale nu au fost multe cereri de a absenta de la aceste ore. Pe de altă parte, profesorul buzoian Emil Moise, cel care a provocat decizia Curții Constituționale, solicită întreruperea orelor de religie până când Parlamentul va emite o nouă lege a educației naționale.